Bine ați venit! În clipul de astăzi rezolvăm testul 6 din testele de antrenament pentru examenul de evaluare națională. Vă dați seama cât de puțin mai e până la examen? Haideți să începem! Subiectul întâi, rezultatul calculului. 8 minus 6 împărțit la 2 este egal cu... Bineînțeles, vom începe cu această împărțire, așa că vom avea 8 minus 6 împărțit la 2 este 3, iar 8 minus 3 va fi egal cu 5 și răspunsul corect este punctul D. Mare atenție la ordinea efectuării operațiilor. Mergem mai departe la 2. Numărul natural care reprezintă 10% din 1000 este egal cu 10%. Înseamnă de fapt 10 pe 100 din avem ori. Iar pe 1000 îl putem scrie ca 1000 supra 1. Și acum, partea mea preferată, simplificările. Haideți să facem cât mai multe simplificări. Putem să simplificăm prin 10 și atunci sus ne rămâne 1 și jos 10, pentru că 100 împărțit la 10 este 10, apoi pe acest 10 îl putem simplifica cu 1000. Iar 1000 împărțit la 10 este 100 și atunci observăm că rămânem cu 1 pe 1 ori 100 pe 1, care înseamnă de fapt 100 pe 1, adică 100 și răspunsul corect este punctul C. Pentru că poate m-am grăbit puțin, haideți să refacem exercițiul. Dacă avem P 100, întotdeauna această fracție de fapt se scrie ca P supra 100. Orice procent se scrie în felul acesta. Așa că 10% înseamnă 10 pe 100. Încerc să nu mă mai grăbesc. Apoi, pe 1000 îl putem scrie ca 1000 supra 1. Și acum noi trebuie să facem simplificări. Dacă nu vreți să faceți simplificări și vi se pare poate prea complicat, cu toate că nu e, putem să facem înmulțirea sus și înmulțirea jos. Și atunci, 10 ori 1000 înseamnă 10.000 și 100 ori 1 înseamnă 100. Și acum putem să simplific, simplificăm un 0 de sus cu un 0 de jos, un 0 de sus cu un 0 de jos și atunci observăm că rămânem cu 100 pe 1 care înseamnă 100. Mergem mai departe la 3. Soluția ecuației 4 minus x egal 6 este. Sunt mai multe metode de a rezolva acest exercițiu. Eu știu din experiența mea de profesor că majoritatea vă încurcați atunci când necunoscuta este pe locul scăzătorului. Și atunci există următoarea alternativă. L-am putea muta pe x în partea dreaptă cu operația de adunare. Și atunci în stânga avem 4, iar în dreapta avem 6 plus x. Și pentru a-l afla pe x, trebuie să scăpăm de 6, așa că vom scădea 6. Și 4 minus 6 este minus 2, ceea ce înseamnă că x-ul nostru este minus 2. Însă. Putem să rezolvăm și într-o altă manieră acest exercițiu. Haideți să vedem cum. Așa cum spuneam, necunoscuta noastră este pe locul scăzătorului. La o diferență avem așa: descăzutul minus scăzătorul egal cu diferența. În cazul în care avem de aflat descăzutul, adică necunoscuta e pe primul loc, întotdeauna descăzutul se află prin operația de adunare. Este diferența plus scăzătorul dar scăzătorul se află prin operația de scădere. Este descăzutul minus diferența. În acest caz, repet, x-ul este scăzător. Asta înseamnă că x va fi egal cu descăzutul minus diferența, adică minus rezultatul respectiv. Și acum dacă facem calculul, avem 4 minus 6, care înseamnă minus 2. O altă variantă de a rezolva acest exercițiu ar fi următoarea. Vă puteți gândi la faptul că de fapt acel plus x ne putem imagina că de fapt acel minus x ne putem imagina ca plus minus x și acum avem în partea stângă o sumă și orice termen dintr-o sumă se află prin operația de scădere. Așa că pe 4 îl mutăm cu minus. Și în stânga rămânem cu minus x, iar în dreapta avem 6 minus 4, adică 2. Și dacă minus x este 2, înseamnă că x este minus 2. Oare mai este și altă variantă? Puteți să-mi scrieți în comentarii dacă v ați găsit o altă variantă pe lângă cele 3. Mergem mai departe la 4. Din setul de numere, cel mai mic număr este. Ador exercițiile de felul acesta. Haideți să le scriem unele sub altele. Avem 3,21 perioadă. 32,1, 32 3,21 și 3,2 perioadă 1. Nu, nu vom face transformări în fracții pentru că nu e cea mai rapidă metodă. Am putea să transformăm în fracții, să le aducem la o formă asemănătoare și apoi să le comparăm. Însă nu e cea mai rapidă din punctul meu de vedere. Și atunci să ne imaginăm practic ce înseamnă 3 și 21 în perioadă. Ce înseamnă acea perioadă? înseamnă că 21 se repetă la infinit. Așa că avem 3,21, 21, 21, 21, 21, și așa mai departe. Dacă mergem la următorul, observăm din start că acest număr este mult mai mare pentru că este 32,1 și este o fracție decimală finită. Asta înseamnă că noi putem completa cu zerouri, nu avem nimic care să se repete. Cu câte zerouri avem noi nevoie? Apoi, îl avem pe 3,21, la fel este o fracție decimală finită și atunci putem completa cu zerouri. Iar ultimul este o fracție periodică mixtă, pentru că are ceva în perioadă și ceva în afara perioadei. Și numărul din perioadă se repetă de o infinitate de ori. Și acum noi trebuie să vedem cel mai mic număr din cele patru. Clar nu poate fi 32,1. El este cel mai mare dintre aceste numere. Și atunci ne-au rămas aceste numere și haideți să le comparăm. Toate încep cu 3, deci nu ne ajută cifra respectivă. Apoi toate au 2, mergem la următoarea cifră și observăm că avem 1 1 1, nu ne ajută nici asta și acum avem 2 0 1. Care este oare cel mai mic număr? Evident cel care are 0. Și atunci înseamnă că cel mai mic număr este 3,21. Mergem mai departe la 5. Patru elevi, Dan, Mihai, Ana și Miruna, sper că sunteți aici și mă urmăriți, calculează media aritmetică a numerelor reale A și B și au obținut rezultatele înregistrate în tabelul de mai jos. Conform informațiilor din tabel, dintre cei patru elevi, cel care a calculat corect media geometrică este. Vă reamintesc formula de la media geometrică a două numere reale pozitive. Avem radical din produsul lor. Păi haideți să vedem ce obținem. Media geometrică va fi radical din aul nostru este 6 minus 2 radical din 5 și mare atenție, trebuie să scriem între paranteze acest număr, iar B-ul este 6 plus 2 radical din 5. Nu-i așa că arată foarte bine? De ce? Pentru că avem o formulă de calcul. Observăm că avem în prima paranteză și în a doua paranteză aceleași numere și este diferit semnul dintre ele. Și atunci avem o formulă de tipul A minus B pe lângă A plus B. Și facem o mică paranteză. Dacă ești aici doar ca să transcrii răspunsurile pentru tema pe care o ai pentru școală, Încearcă să nu faci doar asta, dacă tot ai venit aici, încearcă să urmărești explicațiile mele, încearcă să înțelegi, pentru că examenul bate la ușă. Nu veni doar ca să transcrii rezolvările, nu te ajută nici pe tine, nici pe profesorul tău. El nu-ți dă tema doar ca să ai ceva descris, ci ca să lucrezi. Revenit, dacă avem A minus B pe lângă A plus B, atunci când aplicăm formula de calcul, obținem A la a doua minus B la a doua. în cazul nostru. 6 se află pe locul lui A și 2 radicali din 5 se află pe locul lui B. Așa că vom avea radical din A la a doua, adică 6 la a doua, minus B la a doua, aveți mare grijă, e tot numărul la a doua. Haideți să vă explic diferența. Dacă am avea 2 radicali din 5 totul la a doua și 2 radicali din 5 la a doua, aici noi trebuie să ridicăm și pe 2, dar și pe radical din 5 la a doua. De când în al doilea caz este doar radicalul la puterea respectivă. Așa că haideți să vedem ce obținem mai departe. Avem radical din 6 la a doua, înseamnă 36 minus haideți să ridicăm, avem 2 la a doua, e 4 și radical din 5 la a doua. fie vă gândiți că e radical din 25, adică 5, fie știți că radicalul la puterea a doua dispare. Încă o mică observație. Radicalul la puterea a doua este A, pe când dacă aveți radical din ceva la puterea a doua, rezultatul este modul de A. Mare atenție la acest lucru! Și atunci vom avea radical din 5 la 2, adică 5. În continuare, avem radical din 36 minus 20 și obținem radical din 16 care dă. 4. Asta înseamnă că Dan a fost atent și a învățat formulele de calcul prescurtat, dar nu doar el. Sunt convinsă că toți cei care sunteți aici. Mergem acum la 6. Răspunsurile primite în urma unui sondaj de opinie privind folosirea unui produs de curățenie în gospodărie sunt înregistrate în diagrama alăturată. Numărul persoanelor care au răspuns la acest chestionar este egal cu. Haideți să ne uităm. Câte persoane au spus că întotdeauna folosesc un produs de curățenie? 150. Plus. Câte persoane au spus că deseori folosesc un produs de curățenie? Este 130. Apoi, ocazional avem 120 și niciodată 100 de persoane. Haideți să facem aceste operații. Avem 280 plus. 220 și 280 plus 220 înseamnă 500, și răspunsul corect este punctul D. Mi se pare că până acum a fost totul foarte, foarte ușor. Voi ce părere aveți? Haideți să mergem la subiectul al doilea. În figura alăturată este reprezentat unghiul propriu AOB și punctele M, N, P, Q, R și S. Punctele care se află în interiorul unghiului AOB sunt, acestea sunt punctele și acum sper că nu am acoperit se vede că N este pe o latura unghiului noi avem nevoie de punctele din interiorul unghiului dat și uitați-le cum stau acolo și ne așteaptă care e răspunsul corectoare. evident este punctul C pentru că punctele S P Q sunt în interiorul unghiului, iar celelalte puncte, spre exemplu R, se află în exteriorul unghiului. Mergem mai departe la 2. În figura alăturată sunt reprezentate unghiurile adiacente, suplementare, AOB și BOC. Asta înseamnă că suma lor este 180 de grade și mai știm că AOB este de două ori BOC. Semidreapta OD este semidreaptă opusă lui OB și trebuie să aflăm măsura unghiului COD. Ce frumos e acest exercițiu! Haideți să vedem de ce. Imediat, noi știm că OD este semidreaptă opusă lui OB. Asta înseamnă că punctele acestea B, O și D sunt coliniare. Și dacă punctele acestea sunt coliniare, înseamnă că avem perechi de unghiuri opuse la vârf. De exemplu, unghiul AOB este opus la vârf cu unghiul COD și asta este extrem de folositor pentru că unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Apoi, unghiul BOC este opus la vârf cu unghiul AOD. Și haideți să rezolvăm. Începem cu prima parte. Faptul că unghiurile acestea sunt adiacente și suplementare înseamnă că suma lor, suma măsurilor lor, este 180 de grade. Așa că vom avea măsura unghiului AOB plus măsura unghiului BOC egal 180 de grade și știm despre măsura unghiului AOB că este de două ori măsura unghiului BOC. Așa că avem 2 ori BOC plus măsura lui BOC egal 180 de grade. Și acum avem de două ori măsura lui BOC plus încă o măsura lui BOC înseamnă de trei ori măsura lui BOC egal 180 de grade, îl ducem pe 3 cu împărțire și obținem că măsura lui BOC este de 60 de grade. Și nu e așa că e tentant să mergeți să încercuiți punctul C? Hmm, oare avem voie să facem asta? Nu, bineînțeles că nu. Atenție! Anul trecut au greșit elevii tocmai la o cerință de felul acesta. Au aflat un unghi și nu s-au mai gândit că trebuie să citească din nou enunțul, să vadă dacă acesta este unghiul cerut. Și au greșit și au pierdut 5 puncte. Haideți să citim enunțul. Ne se cere măsura unghiului COD, acesta de aici. Și noi știm că măsura sa este cât măsura lui AOB. Haideți să-l aflăm pe AOB din această relație. Și avem măsura lui AOB de două ori măsura lui BOC, adică 2 ori 60 și obținem 120 de grade. Și dacă unghiul AOB are 120 de grade, înseamnă că și unghiul COD. Are tot 120 de grade și răspunsul corect este punctul B. Mare, mare atenție! Mergem mai departe la 3. În figura alăturată este reprezentat un triunghi sau triunghiul ABC care are perimetrul de 48. Punctul M aparține lui BC, astfel încât perimetrul lui ABM este 24 și perimetrul lui ACM este 36. Lungimea lui AM este egală cu... Îmi vine să râd pentru că e o problemă atât de frumoasă și asta. Îmi place subiectul. Sper că vă place și vouă. Haideți să începem cu prima relație. Perimetrul triunghiului ABC este 48. Cred că toată lumea ar trebui să știe ce înseamnă perimetrul unei figuri geometrice. Înseamnă suma lungimilor laturilor. Deci dacă ne uităm la triunghiul ABC, observăm că avem AB, plus BC plus AC. Așa că haideți să scriem prima relație. AB plus BC plus AC egal cu 48 de centimetri. Mai departe, mergem la triunghiul ABM care are perimetru de 24 și atunci avem AB plus BM plus AM egal cu 24 de centimetri și în final la triunghiul ACM, unde avem AC plus CM plus AM egal cu 36. Și oare cum putem noi combina relațiile între ele? Observăm că în prima relație avem suma dintre AB, BC și AC. Oare ce am putea să facem cu ultimele două relații pentru a obține ceva asemănător? Păi am putea să încercăm să le adunăm pe cele pe care le-am colorat eu cu roz, cu roșu, depinde de ecranul de pe care mă, mă urmărești. Și haideți să vedem ce am obține. Avem așa, în stânga, AB plus BM plus AM plus relația de jos, adică AC plus CM plus AM, iar în partea dreaptă avem 24 și cu 36 care înseamnă 60. Și acum să ne uităm așa. Avem BM, puteți să urmăriți pe desen, BM plus CM. Ce latură înseamnă? Înseamnă, de fapt, toată latura BC. Așa că avem AB plus BC, îl transcriem pe AC și apoi avem AM plus încă un AM, adică de două ori AM, egal cu 60. Și ce am obținut noi aici? Cine era sau cât era AB plus BC plus AC era 48, pentru că este tocmai relația pe care am colorat-o cu albastru. Așa că avem 48 plus 2AM egal 60. Îl ducem pe 48 cu operația de scădere și obținem 2AM egal 60 minus 48, adică 12. Împărțind la 2, obținem că AM are 6 cm. Haideți să mergem la problema 4. Imediat, în figura alăturată este reprezentat pătratul ABCD. Dreptele AC și BD se intersectează în punctul O, măsura unghiului DOC este. Hmm. Se poate mai ușor de atât? Nu cred. Dacă avem un pătrat, diagonalele acestea sunt foarte speciale și au o proprietate legată de punctul acela de intersecție. Pe lângă faptul că el se află la mijlocul diagonalelor, se află, de exemplu, la mijlocul lui DB și atunci O este egal cu OB, la fel și AO cu OC, punctul acela este mai special pentru că într-un pătrat diagonalele sunt perpendiculare. Asta înseamnă că în punctul O se formează unghiuri drepte. Și atunci măsura unghiului de OC este de 90 de grade. Și mergem la 5. În figura alăturată, pe cercul de centru O sunt reprezentate punctele A, B și C. Unghiurile AOB, BOC și AOC sunt congruente. Măsura arcului, am, a, măsura arcului mic AB este egală cu. Acum mă gândeam cât de ușor este acest test. Haideți să vedem ce am putea să facem. Păi unghiurile acestea sunt unghiuri în jurul punctului O. Și ce proprietate au ele? Păi suma măsurilor unghiurilor în jurul unui punct este 360 de grade. Așa că ele fiind congruente, împărțim la 3 și aflăm măsura unui unghi. Și atunci putem să scriem că măsura unghiului AOB este 360 împărțit la 3 și atunci avem 120 de grade. Și dacă măsura acestui unghi este de 120 de grade, el fiind un unghi la centru, măsura arcului corespunzător este egală cu măsura unghiului la centru. Și atunci ne rezultă că și măsura arcului mic b este tot de 120 de grade. Mergem mai departe la 6. În figura alăturată este reprezentată prisma dreaptă. Cu baza triunghi lateral, în care AB are 2 cm și BB prim, adică înălțimea prismei, este de 4 cm. Trebuie să aflăm aria laterală. Dacă nu ați urmărit clipul cu prisma și cu toate formulele, vă sfătuiesc să faceți. Haideți să reamintim formula pentru aria laterală. Este perimetrul bazei ori înălțimea. În cazul acesta, având un triunghi lateral la bază, perimetrul bazei înseamnă 3 ori. Muchia bazei ori înălțimea și haideți să înlocuim. Latura bazei este 2, înălțimea este 4, așa că avem 3 ori 2 ori 4, care înseamnă 6 ori 4, adică 24 de centimetri pătrați. Pregătiți să mergem la subiectul al treilea? Cu siguranță. Avem prima problemă. Laura cheltuiește o sumă de bani în 3 zile. În prima zi, cheltuiește 1 pe 2 din sumă. În a doua zi, 1 pe 3 din suma rămasă, iar în a treia zi, cheltuiește restul de 100 de lei. Verifică dacă Laura cheltuiește în prima zi mai mult decât cheltuiește în a doua zi. Justifică răspunsul dat. Haideți să notăm cu S suma de bani și să scriem datele pe scurt. Avem prima zi, este 1 pe 2 din sumă. Cum scriem asta matematic? Avem 1 pe 2 din înseamnă ori suma de bani. Am putea să-l scriem pe S ca fiind S supra 1 și să facem înmulțirea și avem S supra 2. Și acum, cât ne rămâne după prima zi? Păi dacă am cheltuit S pe 2, adică jumătate, îmi rămâne tot o jumătate din suma mea. Și în a doua zi, ei se spune că ea a cheltuit 1 pe 3 din suma rămasă, adică din SP2. Și putem să facem înmulțirea și ne dă S supra 6. Și acum, haideți să vedem. Întrebarea era, Laura cheltuiește în prima zi mai mult decât în a doua zi? În prima zi a cheltuit SP2. Iar în a doua zi a cheltuit SP6. În prima zi a cheltuit o jumătate din sumă, pe când în a doua zi a cheltuit o a șasea, parte, a șasea parte din sumă. Și atunci e clar că în prima zi a cheltuit mai mult decât în a doua zi. Răspunsul este da, pentru că SP2 e mai mare decât SP6. Și acum haideți să rezolvăm problema. Haideți să vedem ultima relație. În a treia zi ni se spune că a cheltuit restul de 100 de lei. Dacă noi am notat cu S suma de bani și în prima zi a cheltuit, stați o clipă, a cheltuit S pe 2 și în a doua zi S pe 6 și în ultima zi 100 de lei, cum am putea noi oare să scriem o relație pentru cele 3 zile și pentru întreaga sumă de bani? Păi cele 3 zile formează întreaga sumă de bani. Atunci am putea să scriem că S este egal cu prima zi, adică S pe 2, Plus a doua zi, plus a treia zi. Și acum, haideți să-l aflăm pe S. Aducem la același numitor peste tot pentru a-l elimina. Numitorul comun, evident, va fi 6, așa că amplificăm cu 6, cu 3 și, bineînțeles, cu 6 și obținem, putem să scriem deodată, fără numitor, pentru că avem numitorul la fel și în stânga și în dreapta, și atunci obținem 6S egal cu 3S plus S plus 600. Și putem să facem această adunare și obținem 6S egal cu 4S plus 600, îl mutăm pe 4S cu operația de scădere și atunci în stânga aveam 6S din care scădem 4S și rămânem cu 2S, iar în partea dreaptă avem 600, îl ducem pe 2 cu împărțire și atunci obținem că suma de bani a fost de 300 de lei. Vreți să facem o verificare rapidă? Dacă în prima zi am cheltuit jumătate, înseamnă că în prima zi am cheltuit jumătate din 300, adică 150. În a doua zi am cheltuit o treime din suma rămasă. Din 300 mi-au rămas 150. O treime din 150 înseamnă 150 împărțit în la 3, adică 50 de lei. Și teoretic pentru a treia zi trebuie să-mi rămână 100 de lei. Și să socotim. În prima zi am cheltuit 150, încă 50 de la a doua zi înseamnă 200 de lei cheltuiți în primele două zile. Eu aveam la dispoziție 300 de lei și atunci, într-adevăr, 300 minus 200 înseamnă 100 de lei pentru ultima zi. Mergem mai departe la 2. Se consideră expresia, aducem expresia la o formă mai simplă. Haideți să vedem ce am putea să facem. Vă propun să luăm separat parantezele. Avem x minus 2 pe lângă x plus 2. Și este o formulă de tipul celei de la subiectul întâi, unde aveam produsul sumei cu diferența și obținem ceva de tipul, haideți să scriu formula, a minus b pe lângă a plus b, care este a la 2 minus b la a doua, și atunci ne va da x la a doua minus 2 la a doua, adică x la a doua minus 4. E așa că e simplu? Mergem mai departe. x minus 3 totul la a doua. De data aceasta avem o altă formulă, Haideți să vedem dacă vă amintiți, și ar trebui, pentru că este o formulă destul de simplă. Avem a la a doua minus 2ab plus b la puterea a doua. Așa că x-ul este pe locul lui a și 3 este pe locul lui b. Și vom obține x la a doua minus 2 ori x ori 3 plus 3 la a doua. Ceea ce înseamnă x la a doua minus 2x ori 3 înseamnă 6x, pentru că avem 2x și dacă îl mai mulțim o dată cu 3 ne dă 6x, iar 3 la a doua este 9. Și acum haideți să desfacem parantezele, să rescriem de fapt expresia. Avem 3 pe lângă primul grup de paranteze pe care l-am desfăcut aici și avem x la a doua minus 4. Minus, mare atenție, vă rog să folosiți parantezele pentru că ne ajută să nu greșim la semne. Apoi avem x la a doua, minus 6x plus 9. Și putem să desfacem acum și aceste paranteze. Stați să fac așa, să măresc puțin. Ne uităm că avem minus 9x care înseamnă minus 9x. Apoi avem minus cu minus va fi plus, iar 9 ori 1 înseamnă 9. Mare grijă la semne. Avem minus 9x plus 9 și acel plus 3 de pe final. Și atunci ce de x este? Desfacem paranteza. Și avem 3x la a doua, apoi 3 ori minus 4 înseamnă minus și 3 ori 4 e 12. Acum minusul acesta trebuie distribuit la toți termenii și avem minus x la a doua, minus cu minus va fi plus 6x, apoi minus cu plus va fi minus 9 și retranscriem. Putem să facem și acest calcul și obținem 12. Și acum e de x este egal cu, avem această operație, 3x la a doua minus 1x la a doua înseamnă 2 de x la 2. Apoi observăm că 12 se reduce cu 12 din fericire și îl mai avem pe plus 6x minus 9x plus 6 minus 9 înseamnă minus 3x și haideți să vedem ce ne-a mai rămas. Ne-a mai rămas acel minus 9. Dar nu am terminat pentru că trebuie să aducem expresia la forma cerută. Mai avem doar puțin. Haideți să vedem. Voi scrie din nou aici. Avem 2x la a doua minus 3x minus 9 și să vedem cum am putea să descompunem pentru a ajunge la relația de mai sus. Observăm că ar trebui să obținem un x minus 3 sau un 2x plus 3. Există două variante. Una dintre ele ar fi să desfacem aceste paranteze și să arătăm că ne dă fix 2x la a doua minus 3x minus 9. O altă ar fi să desfacem numerele acestea până obținem ceva potrivit. Spre exemplu, pe 2x la a doua l-am putea scrie ca x la a doua plus încă un x la a doua, pentru că avem 2 de x la a doua în partea de sus. Și acum, haideți să vedem ce s-ar întâmpla dacă i-am grupa în felul acesta. Dacă am avea într-o paranteză x la a doua minus 9 și într-o altă paranteză x la 2 minus 3x. Ce observați? Ce ați putea să faceți în prima paranteză? nu e așa că seamănă cu o formulă de calcul? Pe 9 vi puteți imagina ca fiind 3 la a doua. Și atunci avem exact ceva de tipul a la a doua minus B la a doua, care știm că este de fapt A minus B pe lângă A plus B. Și atunci vom obține x minus 3 pe lângă x plus 3. Iar în ultima paranteză observăm că avem factor comun x. Și acum din x la a doua, dacă luăm un factor comun pe x, rămânem cu x. Iar din 3x dacă luăm un factor comun pe x, rămânem doar cu 3. Și acum, ia uitați-vă care este noul factor comun format este evident x minus 3. Și acum ne gândim așa, l-am luat pe x minus 3 în factor comun din primul produs. Asta înseamnă că am rămas cu x plus 3. Iar de aici, dacă le am factor comun pe x minus 3, rămânem cu x și mai avem un singur pas. Ne rezultă că e de x este egal cu. Eu l-aveam pe x minus 3 și acum avem această operație x plus x care înseamnă 2x și plus Exact ce ni se cerea. Mergem mai departe. Stați să iau expresia. La punctul B. Haideți să vedem cum am putea să rezolvăm. Ni se spune să aflăm N pentru care E de N este un număr prim. În primul rând, haideți să vedem cine este E de N. E de N se obține prin înlocuirea lui X cu N. Așa că avem n minus 3 pe lângă 2n plus 3. Și acum a doua întrebare este ce înseamnă un număr prim sau când un număr este prim. Vă puteți gândi la numere prime, spre exemplu 5. De ce este 5 un număr prim? Sunt sigură că știți răspunsul. Pentru că 5 se împarte doar la 1 și la 5. Sau, altfel spus, 5 poate fi scris ca produsul dintre 1 și 5. De exemplu, 13. De ce este un număr prim? pentru că 13 are exact 2 divizori, pe 1 și pe 13. Asta înseamnă că pe 13 îl putem scrie ca 1 ori 13. În concluzie, dacă eu vreau ca un număr x să fie prim, înseamnă că el trebuie să aibă exact 2 divizori, pe 1 și pe numărul respectiv. Adică pe x ar trebui să-l scriu obligatoriu ca o înmulțire între 1 și x. Și atunci, dacă eu vreau ca e de n să fie un număr prim, înseamnă că una dintre paranteze trebuie să fie 1, pentru că asta este definiția unui număr prim. Așa că haideți să luăm pe cazuri. În primul caz, dacă n-3 ar fi 1, și în al doilea caz, dacă a doua paranteză ar fi 1. Și acum îl ducem pe 3 cu operația de adunare și obținem că n ar fi 4. Haideți să-l înlocuim pe n cu 4 și să vedem dacă rezultatul este într-adevăr un număr prim. Și avem e de 4, care este egal cu 4 minus 3, pe lângă 2 ori 4 plus 3. Și dacă rezultatul este un număr prim, înseamnă că n poate fi 4. În prima paranteză avem 1, iar în a doua paranteză avem 8, 2 ori 4 este 8, iar 8 plus 3 este 11 și observăm că obținem 11 și e adevărat, 11 este un număr prim. Mergem acum la a doua situație, ducem pe 3 cu operația de scădere și obținem 2n egal cu 1 minus 3, adică minus 2 și îl ducem pe 2 cu împărțire și obținem că n este minus 1, dar din păcate nu e un număr natural. În concluzie, numărul N egal cu 4 este soluție pentru exercițiul acesta. Mergem mai departe la 3. Se consideră funcția. Punctul A, cel mai simplu dintre toate pe care ar trebui să-l facă oricine. Haideți să calculăm f de 2 ori f de 3. L Am separat f de 2. Cum se calculează f de 2? Păi în această funcție, în locul lui x, scrii 2 nimic altceva. Adică ai 3 ori 2 minus 6. Vedeți cât de simplu e. Așa că f de 2 este egal cu 6 minus 6 și ne rezultă că f de 2 este 0. Putem nici să nu mai calculăm pe f de 3 pentru că produsul cu 0 dă 0. Dar haideți totuși să-l calculăm pe 3, pe f de 3 și avem 3 ori 3 minus 6 Asta înseamnă că f de 3 va fi 9 minus 6, adică 3, și atunci de aici ne rezultă că f de 2 ori f de 3 înseamnă 0 ori 3, adică 0. Vedeți ce simplu e. Nu vă bazați doar pe grile, încercați să faceți și din subiectul al treilea, pentru că sunt exerciții pe care le puteți rezolva. Mergem mai departe la P. În sistemul de axe ortogonale se consideră punctul M de coordonate M0. Acesta este un indiciu și punctele A și B pentru care sau punctele A și B care sunt punctele de intersecție a reprezentării grafice cu axele de coordonate. Află valorile numărului M pentru care aria triunghiului ABM este 6. Haideți să vedem. Să spunem că aici e A și aici e B. Dacă un punct se află pe axa OX, înseamnă că el este de forma X și 0. A doua coordonată este întotdeauna 0. Iar un punct se află pe axa OY dacă prima coordonată e 0. El are forma 0 și 1Y. Și haideți să aflăm atunci coordonatele punctelor A și B. Traficul funcției intersectează axa OX în punctul A de forma X și 0 și atunci pentru intersecția cu axa OX trebuie să egalăm funcția cu 0. Ne rezultă că f de x trebuie să fie 0. Și haideți să înlocuim, f de x este 3x minus 6. Și avem 3x minus 6 egal 0, îl mutăm pe 6 cu adunare și obținem 3x egal 0 plus 6, adică 6. Împărțind la 2, obținem că x este împărțind la 3 obținem că x este 2. Și atunci are coordonatele 2 și 0. Mergem mai departe acum la B. Avem intersecția cu axa OY și avem punctul B de coordonate 0Y. Asta înseamnă că F de prima coordonată, adică F de 0, trebuie să fie egal cu a doua coordonată, adică cu Y. Și acum calculăm de desubt F de 0, în funcția dată mergem să l înlocuim pe x cu 0 și avem 3 ori 0 minus 6. Asta înseamnă că f de 0 va fi 0 minus 6, adică minus 6 și ne rezultă că y este minus 6. Ceea ce înseamnă că b are coordonatele 0 cu minus 6. <coughs> și acum voi șterge pentru a avea în față desenul sau haideți mai bine să mut mai jos. Ce am scris imediat, a rămas o paranteză în urmă, dar nu e o problemă. Trebuie să vedem punctul acesta M unde se află. Ni se spune că M este de forma M și 0. Asta înseamnă că el obligatoriu se află pe una dintre axe. Dacă a doua coordonată este 0, înseamnă că el se află pe axa OX. Poate să fie undeva aici. Sau undeva în dreapta, nu știm unde. Dar cert este că e pe axa OX. Și atunci, înseamnă că nu contează unde le iau, aș putea să le iau și aici, aș putea să le iau și aici. Cum am putea noi să aflăm aria triunghiului ABM? Păi, baza ar putea să fie AM, pentru că înălțimea, putem să o considerăm pe cea din B, pentru că BO este o perpendiculară pe axa OX. Și atunci, aria triunghiului o facem în funcție de bază și de înălțime. Haideți să scriem așadar. Noi știm că BO este perpendicular pe OX și M se află pe OX. Asta înseamnă că și A se află pe OX. Asta înseamnă că, din toate astea, BO este perpendicular pe AM și atunci ne rezultă că aria triunghiului ABM este egală cu baza AM ori înălțimea BO totul supra 2. Și haideți să vedem. Dacă noi știm că B are coordonatele 0 și minus 6, cât este oare BO? Câte unități de măsură avem aici? Avem evident 6 unități de măsură și haideți să înlocuim în arie. Din renunț știm că aria este 6, asta înseamnă 6 egal cu AM pe care nu-l cunoaștem, ori b -o care e tot 6 pe 2. Simplificăm și atunci obținem 6 egal cu 3 AM, ceea ce înseamnă că AM trebuie să fie 2. Trebuie să avem două unități de măsură. Și să ne gândim atunci care ar putea să fie valorile lui M? Dacă M se află pe această axă, am stabilit că poate să fie la stânga și avem nevoie de două unități de măsură la stânga, și atunci M ar putea să fie chiar în origine, sau ar putea să fie și la dreapta cu două unități, și atunci înseamnă că M ar putea să fie 4. Dar haideți să demonstrăm asta. Dacă vrem să aflăm lungimea segmentului AM pentru că ambele puncte sunt pe axa OX, putem să facem diferența dintre coordonate. Bineînțeles în modul, pentru că AM reprezintă lungimea unui segment și atunci rezultatul trebuie să fie pozitiv. Așa că avem modul din x lui M minus x lui A. Înlocuind x lui M observăm că este M, iar x lui A este 2. Și atunci, din astea două, ne rezultă că modul de M minus 2 este egal cu 2, ceea ce înseamnă pe de-o parte că m-2 ar putea să fie 2 sau m-2 ar putea să fie minus 2, pentru că și modulul lui minus 2 este tot 2. Îl mutăm pe 2 cu adunare și atunci din prima obținem că m este 4, așa cum am anticipat mai devreme, iar din a doua obținem că m este 0. În concluzie, m aparține mulțimii 0 și 4. Aici cred că o parte dintre voi veți uita de una din soluții. Am eu așa o senzație că nu veți acorda importanța acestui detaliu, care putea să fie două variante. Că M ar putea să fie și în stânga și în dreapta. Sau faptul că aici iese cu modul. Sunt curioasă cum ați rezolvat. Mergem mai departe la problema 4. În figura alăturată este reprezentat un triunghi dreptunghic. Deja ne bucurăm foarte mult. Haideți să-l vedem. Avem unghiul drept în A. Mai avem și un unghi de 60 de grade. Ce poate fi mai frumos de atât? Și mai știm și o latră. Și mai știm și că M e la mijloc. Și punctul P e și el undeva la mijloc. Și trebuie să-l aflăm pe AM. Ce simplu e! Haideți să vedem. AM este o mediană în acest triunghi dreptunghic. Și dacă noi știm că triunghiul ABC are unghiul A de 90 și AM este o mediană, atunci din faimoasa teorema medianei, noi știm că mediana corespunzătoare ipotenuzei este egală cu jumătate din lungimea sa. Așa că AM este jumătate din ipotenuza BC. Dacă îl aflăm pe BC, atunci îl știm și pe AM. Sau mai există o variantă de rezolvare. Dacă ne gândim la faptul că M este la mijlocul lui BC, am putea să spunem că BM este și el jumătate din BC, nu-i așa? Și dacă vă uitați la cele două relații, nu ne rezultă că AM este egal cu BM, adică triunghiul ABM este isoscel? Și dacă acest triunghi este isoscel, dar are un unghi de 60 de grade, oare ce fel de triunghi este? Triunghiul isoscel cu un unghi de 60 de grade este de fapt un triunghi echilateral. Așa că ABM e echilateral și cum latura AB are 6 cm, înseamnă că toate laturile sunt de 6 cm. Așa că inclusiv AM va avea 6 cm. Acest subpunct putea fi rezolvat prin multe, multe metode. Puteți să faceți funcția, o funcție trigonometrică ca să-l aflați pe BC. Puteți să aflați unghiul C și așa mai departe. Sunt multe variante. Mergem acum la C, unde trebuie să aflăm distanța de la P la BC. Asta înseamnă că avem nevoie de lungimea perpendicularei din P pe BC. Haideți să o trasăm în felul acesta și să vedem cum facem. În primul rând, să nu uităm, dacă P e la mijlocul lui AM, rezultă că AP e egal cu PM, și sunt jumătate din AM. Asta înseamnă că AP va fi de 3 cm, la fel și PM. Pregătiți să vedeți cât de ușor e punctul B? Nici nu vine să cred. Dacă noi am demonstrat că triunghiul acesta ABM e echilateral, din proprietățile triunghiului echilateral, pe lângă laturile egale, nu e așa că mai știm ceva și despre unghiuri? Cât este măsura unghiurilor în orice triunghi echilateral? E de 60 de grade. Așa că am putea să spunem că unghiul AMB are măsura de 60 de grade. Și ia, uitați-vă, cum noi în acest triunghi micuț dreptunghic, știm ipotenuza, știm și un unghi și trebuie doar să aflăm cât este acea perpendiculară. Imediat facem o funcție trigonometrică. Haideți să notăm în primul rând punctul acesta cu un R și atunci fie PR perpendicular pe BM sau pe BC cu R care aparține lui BC. Asta înseamnă de aici că distanța de la P la BC este egală cu lungimea segmentului PR. Și acum, în triunghiul PRM cu măsura unghiului R de 90 de grade, Haideți să facem o funcție trigonometrică pentru a-l afla pe PR. Pentru că PR este cateta opusă unghiului cunoscut, putem să facem sinus. Sinusul unghiului M din acest triunghi va fi cateta opusă, adică PR, supra ipotenuza PM. Și haideți să vedem sinusul de 60 de grade. Este radical din 3 pe 2. În dreapta PR e necunoscut, iar PM este 3. Și am obținut o proporție, așa că putem să înmulțim pe diagonală și avem 2PR egal 3 radical din 3, ceea ce înseamnă că PR va fi 3 radical din 3 pe, 3, pe 2 cm. În concluzie, distanța de la P la BC este 3 radical din 3 supra 2. Sunt convinsă că ați găsit multe metode. Nu uitați să-mi scrieți în comentarii ce metodă ați folosit voi. Sunt foarte curioasă. Mergem mai departe la 5. În figura alăturată este reprezentat dreptunghiul ABCD cu AB de 8 cm și AD de 6 cm. O este punctul de intersecție dintre diagonale, EF sunt niște mijloace. Și trebuie să-l aflăm pe EF. Păi dacă sunt ele niște mijloace. Cum se numea oare acel segment determinat de mijloacele a două laturi? era, nu, nu e o mediană, mediana pleacă din vârf și ajunge la mijloc. Dacă avem două mijloace, se numește linie mijlocie și ea e foarte specială pentru că este jumătate din latura cu care este paralelă. Așa că haideți să ne uităm. În triunghiul de OC îl voi evidenția acesta. Noi știm că E este mijlocul lui OD și F este mijlocul lui OC. Știm asta din datele problemei. Și atunci ne rezultă că EF este o linie mijlocie, iar din proprietățile liniei mijlocii ne rezultă că EF este paralelă cu DC și este jumătate din DC. Și cum ABCD era un dreptunghi, înseamnă că și DC are 8 cm. Asta înseamnă că EF e 8 pe 2 și obținem că EF egal cu 4 cm. Mergem mai departe la B, unde ni se cere să aflăm aria trapezului dat. Cât de simplu și de frumos. Putem aici să lucrăm în multe variante am putea, spre exemplu, să încercăm să aflăm aria lui 2 din care am putea să decupăm aria acestui triunghi. Dar nu e așa că vreți să vedeți o metodă mai interesantă? Bine, sunt convinsă că v-ați gândit deja la acea metodă. Dacă noi știm că EF e o paralelă cu DC, atunci, din teorema fundamentală a asemănării, ne rezultă că triunghiul mic format, triunghiul EOF, e asemenea cu triunghiul mare, cu triunghiul de OC. Și noi știm că atunci când două triunghiuri sunt asemenea, putem să formăm rapoarte, rapoarte cu laturile, dar există o legătură și între perimetrele celor două triunghiuri și între ariile celor două triunghiuri. Așa că, haideți să scoatem rapoartele. Avem EOPDO egal cu OFPOC egal cu FPDC și cum noi știam că F era cât era 4, și DC era 8, raportul este 1 pe 2, pentru că aveam o linie mijlocie și acestea erau niște mijloace. Iar, așa cum am spus, aceste rapoarte sunt folositoare și în arii, pentru că dacă cele două triunghiuri sunt asemenea, aria triunghiului EOF supra aria triunghiului DOK va fi, acest raport va fi egal cu pătratul raportului de asemănare adică 1 pe 2 totul la 2. Și atunci obținem că aria lui EOF pe aria lui DOC este 1 pe 4, putem să înmulțim pe diagonală și obținem că aria lui DOC este de 4 ori aria triunghiului EOF. Și acum, haideți să ne gândim ce am putea să facem mai departe dacă ar fi să scoatem o altă relație, o altă formulă pentru aria lui DOC. Aria lui DOC este de fapt formată din aria lui EOF plus aria trapezului. Și acum haideți să înlocuim în stânga. Avem aria lui DOC care este 4 ori aria lui EOF și <coughs> haideți să vedem ce ne rezultă de aici. Putem să mutăm aria lui EOF cu scădere, și atunci obținem că aria trapezului DFK este 3 ori aria lui EO EOF. Și acum, cum aflăm noi oare aria lui DOC? Păi, dacă ABCD este un dreptunghi și diagonalele se intersectează în punctul O, oare cât este aria lui? DOC din aria dreptunghiului. Este un sfert. Și atunci ne rezultă că area lui DOC este aria lui ABCD, totul supra 4, ABCD fiind un dreptunghi, avem lungime ori lățime, adică AB ori AD. Și haideți să înlocuim, avem 8 ori 6, cred că era, totul pe 4. Simplificăm și obținem 2, adică 12 cm pătrați. Și acum, dacă aria lui DOC este 12 pătrați, putem să aflăm aria lui EOF, pentru că era un sfert și avem 12 pe 4, ceea ce înseamnă că aria lui EOF este 3 pătrați. și în final, aria lui 2 înlocuind vom avea 3 ori 3, adică 9 cm. Sunt curioasă voi la ce metodă ați apelat. Haideți să mergem mai departe la 6. În figura alăturată este reprezentat cubul ABCD a prim B prim C prim de prim cu AB de 12 cm. Determină măsura unghiului AB'C. prim C. Am postat pe Instagram, cred că, un clip despre asta, despre măsura acestui unghi. Sper să mergeți să-l vedeți. Și haideți să vedem cum am putea face? Sper că nu scrieți direct răspunsul: Nu are 90 de grade, nu are 45 de grade. Pentru a determina corect măsura unghiului, haideți să studiem natura triunghiului AB'C. Dacă ne uităm cu atenție, observăm că AB' este o diagonală în ABB', prim, prim, care e un pătrat. Și atunci ne rezultă că AB' va fi latura radical din 2. Aceasta este formula pentru diagonala într-un pătrat. Și atunci dacă înlocuim obținem că AB' va fi 12 radical, va avea 12 radical din 2 cm. Mai departe, mergem la AC, care este tot o diagonală însă în ABCD. Și atunci AC este tot latura radical din 2, adică AC va fi, va avea 12 radical din 2 cm. Și în final, B'C este o diagonală în BCC'B'. C, C B'. Asta înseamnă că și B'C este tot diagonală, adică va avea tot 12 radicali în 2 cm. Și atunci noi de fapt obținem că AB' este congruent cu B'C, care este congruent cu AC, ceea ce înseamnă că triunghiul AB'C este un triunghi echilateral. Și atunci, din proprietățile triunghiului echilateral, ne rezultă că măsura unghiului AB prim C este de 60 de grade. Încă o dată avem unghiul acesta. Confuzia frecventă este următoarea. Elevii cred că trebuie să iau o dată bucățica aceasta și odată cealaltă. Însă unghiul AB'C se află în interiorul cubului. Din acest motiv, noi trebuie să luăm triunghiul AB'C și să lucrăm în el. Mergem la punctul B. Determină distanța de la punctul B la planul AB'C. Abia așteptam să rezolv o astfel de cerință și o voi rezolva prin două metode. O metodă ar fi metoda mea preferată, dar știu că unii dintre voi nu sunteți așa familiarizați cu volumul în două moduri, iar cealaltă este cu ajutorul perpendicularelor. ne am avea nevoie de o perpendiculară din punctul B pe planul acela galben. Și am putea să profităm de faptul că noi știm că BB' este o perpendiculară pe tot planul de jos, și, spre exemplu, am putea să construim, să încercăm să facem cumva teorema celor trei perpendiculare sau chiar reciproca teoremei celor trei perpendiculare. Am putea, spre exemplu, să construim diagonala și să notăm punctul acesta de intersecție cu O. Și haideți să vedem ce se întâmplă aici. Avem așa, în primul rând, toate notațiile. A ce se intersectează cu BD în punctul O. Din faptul că ABCD e un pătrat, noi știm că diagonalele într-un pătrat sunt perpendiculare. Asta înseamnă că BD sau BO este perpendicular pe AC. Apoi, dacă ar fi să formăm teorema celor trei perpendiculare, ce ne-a reșit? Ne-a reșit că și BO este o perpendiculară pe latura de jos, pe AC. Dar noi avem nevoie de o perpendiculară din punctul B pe plan. Și atunci am putea să construim perpendiculara din O pe B'O. Și haideți să vedem cum demonstrăm că ea este perpendiculară pe tot planul. Nu cred că se vede așa de bine. Mă gândesc că aș putea să schimb puțin desenul, doar cât să pot explica. Sper să reușesc. Să spunem că luăm acest plan și atunci am avea perpendiculara, era aceasta, Așa că perpendiculara pe care noi o vom construi este practic din vârful acesta, este înălțimea în triunghiul de prim de O, pentru a vă imagina voi mai bine. Și atunci am avea așa că de prim X este perpendiculară pe cea galbenă, dacă mai arătăm că mai este, o perpendic că mai este perpendiculară pe încă o dreaptă din plan, atunci este perpendiculară pe tot planul. Încerc acum să refac desenul și haideți să notăm cu X și avem așa. Fie BX o perpendiculară pe BO cu X care aparține lui BO, și să vedem cum demonstrăm că BX este perpendiculară pe o altă dreaptă din acel plan. Aveam AO sau tot AC-ul, de ce nu, perpendicular pe BO. Apoi, BB' era o perpendiculară pe planul de jos, adică inclusiv pe AC și atunci AC e perpendiculară pe tot planul. Haideți să scriem, avem BB' perpendicular pe ABC. Ne rezultă de aici că BB' este perpendicular pe AC, dar și reciproc. AC perpendicular pe BB'. Mai sus am arătat că AC este perpendicular și pe BO iar BB' și BO sunt ambele în planul B'-BO și BB' se intersectează cu BO în punctul B. Asta înseamnă că AC este o perpendiculară pe tot planul B'-BO și în acest plan noi știm că se află BX, Asta înseamnă că BX, că AC este perpendiculară și pe BX, dar și reciproc, BX perpendiculară pe AC. Și acum avem BX perpendicular pe AC, BX am construit o perpendiculară pe B'O, iar AC și B'O, ambele se află în planul galben, se află în planul AB'C și AC se intersectează cu B'O în punctul O. De aici ne rezultă că BX este perpendiculară pe tot planul AB'C. Și acum haideți să îl aflăm pe BX. Pentru asta voi desena triunghiul dreptunghic de care spuneam, triunghiul B'BO. Și aveam înălțimea în acest triunghi, Probabil o parte dintre voi veți face cu reciproca teoremei celor trei perpendiculare și sper o parte și cu volumul. Aveam latura cubului de 12. Pe BO nu l-am aflat, îl aflăm imediat. Haideți să vedem cât este BO. Noi știm că BO este jumătate din diagonala BD, iar diagonala am aflat-o cred că mai devreme era 12 radical din 2 și avem 12 radical din 2 pe 2, adică 6 radical din 2 cm. Și acum haideți să aflăm cât este B'O. Pentru B'O putem să mergem în triunghiul echilateral de mai devreme sau am putea să aplicăm teorema lui Pitagora, dar cred că mai simplu ar fi în triunghiul echilateral, fiind o înălțime. Avem triunghiul ABC cu care este echilateral cu O care este la mijlocul lui AC. Asta înseamnă că B prim O este și o înălțime și atunci B prim O va fi latura radical în 3 supra 2. Mare atenție, latura triunghiului echilateral, nu latura cubului. Latura triunghiului echilateral era 12 radical din 2, ori radical din 3 pe 2, simplificăm și obținem 6 radical din 2 ori radical din 3, care înseamnă 6 radical din 6 cm. Și acum, pentru BX, avem formula de la înălțimea triunghiului dreptunghic, și anume produsul catetelor pe ipotenuză, adică B'B, B, ori BO supa, supra B'O. Și avem 12 ori 6 radical din 2, supra 6 radical din 6. Simplificăm 6 cu 6 radical din 2 cu radical din 6 și rămâne jos radical din 3. Și avem 12 pe radical din 3. Mai raționalizăm și obținem 12 radical din 3 pe 3, care înseamnă chiar 4 radical din 3 cm. În concluzie, distanța de la punctul B la planul AB'C este 4 radical din 3 cm. Haideți să vedem acum varianta cu volumul. Așa cum am spus de fiecare dată, avem 4 puncte la dispoziție și atunci am putea să spunem că volumul corpului format, adică volumul lui BAB'C, va fi. Corpul format este o piramidă triunghiulară sau un tetraedru neregulat, pentru că baza este un triunghi dreptunghic, și pentru volumul unei piramide avem formula aria bazei ori înălțimea totul pe 3. Aria bazei. Dacă noi vrem să aflăm distanța de la B la planul AB'C, odată baza obligatoriu trebuie să fie C. și distanța este practic din punctul rămas, înălțimea din punctul B, adică chiar distanța de la punctul B la AB'C. Totul pe 3. Dar același volum, haideți să vedem cu ce va mai fi egal. Putem să luăm o altă bază acum și ar fi util să luăm ca bază ABC și atunci înălțimea va fi din punctul rămas, adică distanța de la punctul B prim la planul ABC. Și acum le putem egal a și avem așa că aria lui AB prim C ori distanța de la B la AB prim C totul pe 3 egal cu aria lui ABC ori distanța de la B prim la ABC totul pe 3. Din fericire ambele au pe 3 și scăpăm de numitor și avem aria lui AB prim C ori distanța, la la ABC, ori distanța de la B la ABC egală cu aria lui ABC, ori distanța de la B prim la ABC și noi avem nevoie de această distanță, așa că ducem aria în partea dreaptă și obținem formula pe care o vom folosi la final. Distanța de la B la planul ABC este aria lui ABC, ori distanța de la B prim la ABC totul supra aria lui AB'C. Și acum haideți să aflăm toate componentele. Să aflăm aria lui ABC, distanța de la B' la ABC, a este super, super simplă. Și apoi aria triunghiului de jos. Pentru aria acestui triunghi, noi știm fie că e jumătate din aria pătratului, fie ne gândim că e un triunghi dreptunghi, cum vreți voi. Am putea să scriem că ABC are unghiul B de 90 Asta înseamnă că aria sa va fi egală cu produsul catetelor pe 2, AB ori BC pe 2. Latura era 12 și avem 12 ori 12 pe 2. Simplificăm și avem 12 ori 6, adică 72 de centimetri pătrați. Sper că erau centimetri. Acum, distanța de la B prim la planul de jos. E clar BB prim pentru că BB prim este o perpendiculară pe acest plan. Și atunci distanța de la punctul B prim la planul ABC este BB prim care are 12 cm. Vedeți ce repede merge și în felul acesta cu volumul? Și acum, pentru aria lui AB C, noi tocmai am arătat că triunghiul AB prim C este echilateral. Asta înseamnă că pentru aria sa avem formula de la aria triunghiului echilateral, și anume latura la a doua radical din 3 pe 4. Haideți să înlocuim și avem aria egală cu latura triunghiului echilateral era 12 radical din 2, la a doua radical din 3 pe 4. Asta înseamnă că vom obține 12 la a doua este 144. Radical din 2 la 2 este radical din 4, adică 2. Totul pe 4. Putem să simplificăm. Și 144 împărțit la 4 cred că este 36. Așa că avem 36 ori 2, 72 și radical din 3. Haideți să înlocuim și să arătăm că obținem același lucru. Aria lui ABC era 72 distanță, adică bebe prima 12 12 și jos avem 72 radicali în 3. Evident simplificăm 72 cu 72 și avem 12 pe radical în 3. Raționalizăm și obținem 12 radicali în 3 pe 3, care bineînțeles înseamnă 4 radical din 3 cm. Am spus că există și cealaltă metodă. Sunt curioasă voi ce metodă ați folosit la acest exercițiu și cum vi se pare varianta aceasta cu volumul în două moduri. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare.